Inspectorii de muncă avertizează angajatorii că în cazul în care nu respectă condițiile impuse de lege în zilele caniculare vor fi sancționați cu amenzi de la 1.500 până la 2.500 de lei. Angajatorii trebuie să aibă în vedere vis-a-vis de niște măsuri minime pentru menținerea stării de sănătate a salariaților. Și anume, da. E vorba de reducerea intensității și ritmului activităților fizice. Apoi, este vorba de asigurarea ventilației la locurile de muncă. Este vorba de alternarea efortului dinamic cu cel static. Alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus în locuri umbrite și cu curenți de aer. Deci este vorba de cei care lucrează afară. De asemenea, pentru menținerea stării de sănătate a angajaților, trebuie să asigure apă minerală de la 2 la 4 litri pe persoană pe schimb. Să asigure un echipament de protecție, să asigure dușuri. Acolo unde nu poți să asiguri aceste condiții, de comun acord cu reprezentanții sindicatelor sau cu reprezentanții ai salariaților, angajatorul va recurge fie la reducerea programului de lucru, fie la eșalonarea în două perioade a zilei de lucru. Inspectorii de muncă spun că pentru a se evita problemele de sănătate la locul de muncă, este recomandat ca la angajare salariații să fie supuși mai multor examene medicale, astfel încât să fie depistate din timp contraindicațiile pentru munca la temperaturi ridicate. În perioada 25-28 iulie, inspectorii sălăjeni au efectuat 3 controle care au vizat siguranța angajaților în timpul zilelor cu temperaturi ridicate. Un singur patron a fost sancționat cu avertisment pentru că nu a asigurat apa în cantități suficiente pentru angajați.